Salut și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi vom vorbi despre al doilea accident al ușelii, în ghilimele. Eu am aflat de accidentul ăsta de-abia după ce a postat Shelly videoul ăla cu accidentul, cum l-a făcut și chestii de genul. Sincer, eu nu prea mă uit la televizor, știi? Și de-aia nu am știut de acest accident. Dar astăzi vom discuta despre el. Și da, văd aici foarte multă actorie pe aici. Și hai să vedem. Calitatea cam slăbuță, n-am ce zice, dar l-a făcut special să fie slăbuță, pentru că de pe telefon, știi? Bă, a făcut Shelly accident, nu cred, Ok. Băi, a plecat aici. Accidentele accidente. Bă, facă mă, dar aici n-auzi. Mamă, a câte la emoșile, al patrulea și al cincilea. Al doilea. Pleacă de aici. Pleacă mă de aici, n-auzi. Nu mai știu să mai numesc. Pleacă mă de aici, n-auzi, copile, dispar de aici. Așa. Ai cam gura mare. Ce zici? Ai gura cam mare, poate-l chem pe tata. Și tu? Poate-l chem eu pe tata, mă, hai, fugi de aici. Bă, gata, mă, gata, Sigmar, pe casa aici odată. Okay. Și acum vom vorbi despre micile greșeli pe care nimeni nu le-a observat pentru că n-a fost atentă și acestea sunt actoria lui Gami, care mi-aduce aminte de filmul Five Gang, râsul lui Spurt, replicile copilului care erau prea de tot și o să vă las mai departe. Poate-l chem eu pe tata, mă, hai, fugi de aici. Ah, da, și roțile de la mașină sunt diferite. Și da, acum părerea mea este aceasta. Shelly este un puști foarte inteligent, din punctul meu de vedere. Și nu știu dacă o să vă surprindă chestia asta, dar eu chiar ascult piesele lui bine. Nu știu dacă are vreo importanță că ascult piesele sau nu. Fiecare ascultă ce tip de piesă îi place. Mie îmi place trap-ul, rap și chestii de genul, da. Shelly e un tip foarte inteligent și le-a dat peste nas la toți din televiziune. A apărut peste tot, din câte am auzit, pe B1, România TV, nu prea mă uit eu la astea. Eu mă uit mai mult pe YouTube și chestii de genul, dar nici pe YouTube n-am văzut, abia acum ce am descoperit. Și na. Și da, a făcut destul de ok farsa, care a devenit un fake news pe toate televiziunile. Și na, cum mici scăpări, să-i zic așa, o să le-ați văzut adineau scăpările, nu știu dacă mai e la ceva. Plus că am văzut că a contribuit și Lovion cu acel clip Accident 2.0 ca să stârnească curiozitatea mai multor persoane. Și da, cam atât uglu, cam atât aveam de spus. Asta a fost reacția mea. Nu prea a fost reacție, dar na, merge și așa. Și da, noi ne vedem episodul viitor. Bye bye.